Înaintea bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, a doua din acest an, inițiatorii proiectului Garanții pentru Tineri au organizat o sesiune de seminarii de instruire pentru tinerii care sunt în căutarea unui job. 100 de tineri gălățeni au urmat cursurile de formare profesională oferite în cadrul acestui proiect derulat de Ministerul Muncii, în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii și Blocul Național Sindical. Garanții pentru Tineri este un proiect pentru tinerii care nu au absolvit bacalaureatul, cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani. Este un proiect început încă din mai anul trecut, care se va finaliza în luna noiembrie acestui an. Este adresat unui număr la nivel național de 2552 de tineri care își caută loc de muncă, care nu au absolvit bacalaureatul, care momentan nu mai sunt la nicio altă formă de învățământ înscriși. Am făcut o selecție până acum pe centrul pe Galați și am avut o serie de 5 cursuri, atât de nivel 1 cât și de nivel 2, dar și de inițiere. Am făcut cursuri de lucrător în comerț, cursuri de ospătar, cursuri de competențe informatice și antreprenoriale și acum avem în derulare un curs de manicură-pedicură. Pentru tinerii care mâine vor fi față în față cu angajatorii, psihologii din domeniul muncii au câteva sfaturi. Marea majoritate a tinerilor nu știu să pun accent pe anumiți factori cheie în ceea ce privește alegerea lor din punct de vedere al carierei, al profesiei. Ar trebui să se cunoască mai bine, ar trebui să-și cunoască abilitățile, ar trebui să-și cunoască interesele, ar trebui să apeleze cu foarte mare încredere la serviciile de consiliere și orientare profesională, la consilierii școlari din cadrul unității de învățământ în care face parte fiecare elev și la psihologi, de ce nu? Tinerii care încă sunt elevi se plâng că lipsa de experiență este cea mai mare piedică în găsirea unui loc de muncă, așa că cei mai mulți se gândesc să plece în străinătatea unde domeniile turismului și a serviciilor sunt foarte bine plătite. În domeniu. Pe ospătar, nu știu, nu sunt indecis. Sunt indecis momentan. Practic aici de ce ai venit? Pentru a găsi un loc de muncă. Te gândești deja la un loc de muncă, da? Da, da. Locul de muncă, să fie în România, să fie în străinătate, te-ai gândit la varianta asta? Aș prefera mai mult în străinătate. De ce? Din cauza salariului, ca să spun așa. Cam atât, pentru un trai mai bun. Unde? În Germania. Și mi-este mai ușor, că sora mea tot în același profil a fost și tot la fel muncește. După terminarea studiilor, să-mi găsesc un loc de muncă. Unde? Dacă se poate în țară, dacă nu în afară. Care crezi tu că e principalul obstacol la angajarea unui tânăr absolvent? Experiența și faptul că colegii de la locul de muncă vor să te învețe, dar uneori unii chiar mai rău fac. Nici pentru cei care au ieșit de câțiva ani de pe băncile școlii nu este mai ușor să își găsească un serviciu. Am terminat în 2005, am făcut master, în 2007 am terminat și masterul de limba engleză, profil traducere și interpretariat. Și am predat limba engleză după ce am terminat facultatea. Dar caut de lucru mai bine de 2 ani de zile. Nu am găsit nimic, mai ales pe profilul meu. Și am terminat facultatea. Ei vin la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJFM Galați, care are loc pe 25 septembrie în holul Universității Dunărea de Jos. Peste 60 de angajatori și-au anunțat prezența cu o ofertă de peste 700 de locuri de muncă, dintre care aproximativ 600 sunt pentru studii medii și doar 100 pentru studii superioare.